Salutare și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. De data asta o să încercăm un mod de Sandero și știu că este frig afară, știu că vine iarna, dar de ce să ne grăbim puțin și să vedem dacă această mașină se descurcă pe zăpadă? Chiar dacă este un joc, totuși o să vreau să văd, pentru că eu am mai avut și un clip, cel mai vizionat clip de pe canalul meu este unul cu Dacia Logan, cum se descurcă pe zăpadă, tot așa în GTA 5. Și o să facem niște comparații, dacă pot să zic. Dacă mai vreți episodul cu GTA 5, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă sunteți noi să vă abonați. Mulțumesc! Așa că hai să intrăm în pâine. Dacă vreau să mai schimb weather, adică vremea, pot foarte simplu să mă joc de aici destul de mult. În schimb, pot să fac chestia asta să dispară zăpata. O să o las așa totuși. Și pot să-i dau și de aici ca să fie și mai realistic. Poți dăm X-mes dacă vrei Crăciun și alte cele. Puteți să dea și plouă în același timp. Cred că totuși am combinat zăpada cu tot cu ploaie. Cred că ar fi destul de interesant, nu? Așa că hai să vedem. Deci, modul de Sandero este pe Blista. Blista este mașina de bază în joc. Cam așa arată, e ok. Interiorul arată cam așa. Neoanele le-am pus eu pentru că, nu știu, mi s-a părut că dau destul de bine. Ideea este că sunt neoane adăugate de aici, din Vehicle Option. O secundă. Am și God Mode, dar de exemplu astea le pot scoate oricând. De asemenea putem să băgăm și hidraulice, dacă e, uite, poți să faci așa, așa, dacă vrei să vezi cum se descurcă, nu? Dar mi se pare inutile oarecum, deci o să scoatem hidraulice. Părerea mea e că mai multe te încurcă. Și la motor la asta n-am modificat nimic pentru că jocul nu face anumite figuri în momentul în care modific la motor mașina, astfel încât o să joc așa pentru că vreau să nu fac figuri, să meargă tot în regulă, știi? Avem undeva la 60 la oră, wow, cât de tare se... și faza e că am băgat God modul ca să mai pot să mă răstorn sau ceva fără să explodeze mașina sau chestiile de genul ăsta. Bine, uneți și ploaie și zăpadă, niște drifturi pe cinste, da, am ieșit foarte bine din acest drift. Dacă aș reuși să mă... așa. Mă rog, ideea este că mașinile astea, încât am observat, sunt destul de bine optimizate, în sensul că Sandero este pus pe o mașină care chiar seamănă cu Sandero la performanțe și nu numai. Dar nu mi se pare cea mai bună combinație cu ploaie și cu zăpadă, sincer. Hai să mergem totuși din first person. Trebuie să-mi caut neapărat un mod din ăsta de first person, în sensul să văd mult mai mult, adică mult mai wide la bord acolo. Cred că totuși o să scot ploaia. Și o să, de exemplu, dacă ne dăm așa. Oh, man, this is pretty wide, de viața mea, stai. Hai să facem alte chestii, o să umblu aici la weather și hai să băgăm, un norat. Hai să băgăm așa cu viscol. Deci deja parcă simt așa atmosfera aia de, știi, de sărbători. De asta am vrut să vă aduc și vouă atmosfera asta, să zicem că poate, na, nu știu, se apropie sărbătorile, sărbătorile vin, să fim și noi mai buni. Să nu vă luați de mine că este un titlu oarecum clickbait. Mamă, mamă, ușor, ușor, ușor. Mă rog, o să coborăm probabil aici și mai vedem după aia ce facem. Bineînțeles, trească God modul, pentru că dacă nu ar fi God modul, mașina asta, nu știu dacă era bubuită, dar nici mult nu mai avea. Să vedem cum facem noi să ne revenim. Dacă vreți chestii cu privire la moduri și cum să vă faceți jocul așa, nu știu exact să vă spun, pentru că mie mi le instalează cineva. Deci mi-aș dori în tot sufletul să vă pot ajuta, dar nu pot. După cum vedeți, modul în sine de zăpadă și alte cele influențează destul de mult jocul, în sensul că și mașina reacționează altfel. Uite, de exemplu, dacă ar fi să scot modul de zăpadă, cu siguranță, am înțeles, cu siguranță ați vedea că nu este cea mai bună soluție, în sensul că nu se mai comportă exact la fel mașina. Dacă o să-mi găsesc un mod din ăla de point of view, uite, avem deja 90, bine, asta nu este chiar real, dar oricum avem 100 deja și cred că poate să orice. Bine, ideea e că mi se pare că totuși kilometrajul real este în mile în joc și probabil mi-l adaptează la kilometri din bord, știi? Pentru că totuși Sandero prinde 170-180, să fim serioși. Dar de aici nu cred că o să mai orice. Bine, este zăpadă, hai să fim realiști totuși, să mergi cu 110 pe zăpadă, ești destul de rebel. Și faza e că turațiile se pun la 7000, în schimb eu am un bord, cred că 14000 de turi acum sau ce genul. Dar e ok. Adică, da, de ce nu? Mă rog, trebuie să înțelegeți că eu nu fac o comparație neapărat cu realitate, dar vreau să văd așa ca și idee cum se comportă în joc. Pentru că mulți poate ați intrat spunând că este sau crezând că este Carvlog, dar nu este Carvlog, îmi pare rău să vă dezamăgesc. Bun. Foarte frumos, e cam un blană să-mi trag un anume, urcă de acolo de la 120. Poate să prind o anumită... De fapt, ce trebuie mie să încercăm să urcăm pe munte? Până la urmă știți foarte bine că eu am o problemă cu chestia asta. Dublu, triplu șurub din nou. Eu am o problemă cu... Am o problemă cu asta, cum îi spune, cu... urcatul pe munți cu mașină de genul ăsta.
Bine, aici nu este ceva, dar uite acolo, mamă, uite cât de mișto arată. Dacă vă întrebați ce setări am la joc acum, am Very High, tot, absolut tot. Și părerea mea e că sunt destul de ok detaliile, adică se pun destul de bine în balanță și, na, de ce nu, adică părerea mea e că e ok. Hai să sărim pe aici, să ne ducem așa frumos. Și hai să încercăm să urcăm, foarte, foarte frumos se vede, deci îmi place extrem de mult. Și, ar fi fost lumea să nu dau și un copac acolo. Pe aici am putea să mergem să urcăm, știi ce zic, pe drum. Dar de ce să urci pe drum când poți să... Da, mă rog, nu o să poți să urci așa. Mă rog. Hai să vedem. Să vedem. Urcă Sandero pe munte sau nu urcă? Ia să vedem. Bine, într-adevăr, dacă o să scot zăpada, o să urce mult mai easy. Pentru că totuși este Sandero, dar v-am zis, nu am modificat absolut nimic la motor. Având în vedere că am save game-ul ăla și am jocul terminat, aș fi putut să-i bag ceva îmbunătățiri cât să urce mult, mult mai repede. Și mult, mult mai ușor în același timp, dar nu am cum, pentru că dacă fac acele modificări mașinii, am văzut că mi-apar anumite probleme asupra jocului, se văd niște băr negre sau alte cele și nu știu cât de interesant ar fi chestia asta. Hai să ne urcăm aici pe vârful muntelui, suntem aici pe Transfăgărășan, Bâlea Lac astea, hai să vedem. Ok, bine, eu am frânat în aer într-adevăr ce să mă oprească, dar ca și idee se descurcă și mai avem muntele ăla din față, să mergem să încercăm să... Bine, ideea e că de la distanță îl apare mai mare, pentru că eu sunt undeva în vârf aici, dar sau hai să mergem acolo lângă apă, ce ziceți, coborând și noi, să vă captez așa puțin. Atenția, man, puteam să jur că o să dau fix în copacul ăla, nu știu ce. Puteam să jur că o să dau fix în el dintre toți copacii care erau pe aici. Hai să încerc să cobor acolo, e un fel de insulă sau ce are genul. Se pare că asta e cea mai potrivită. Dacă ne și oprim până să intrăm în apă, man. Nu cred că i-a murit motorul. Ba da. Repede teleporting. Nu contează că ne-a băgat în casă. E singura fază este să nu... E la cu vainul, dar suntem așa. Ba, cred că da, i-a murit motorul. Hai de viața mea. Ideea e că dacă... Nu? Ba da. De-aia că dacă stai mult în apă sau așa, îți moare motorul, știi, și nu e chiar ok. Da, o să spawnăm o nouă blista, bam, bam, bam. Ne-a dat și o altă culoare și ne-a dat și undeva aici pe vainul, adică de ce nu, hai să încercăm să urcăm. Bine, asta chiar e stock, este exact ce-ți dă la început, dar, cum să spun, deja am ajuns sus și gardul ăsta nu o să pot să-l dau jos. În schimb, avem God mod, ceea ce ne poate ajuta destul de mult să ne... distrăm, să zic așa. Așa. Hai să-mi trag una. Băi, mă lași. De că... nu știu cum să zic. Mai glum, mai serios, se descurcă ok. Adică chiar urcă, chiar își face treaba destul de bine, părerea mea. Și dacă ar fi să mai joc puțin la weather-ii astea așa, hai să luăm thunder. Nu, rain. Deci asta este ploaia. Nici asta nu dă rău. Foggy. Clear, deja soare așa. Bine, și asta de destul de bine, să zice că e cam dimineața așa, știi. Știu că unii să ziceți că de ce compar chestia asta cu realitatea, dar vreau așa să fac o balanță și părerea mea că jocul pune balanțele destul de bine și realitatea, zic, nu? Adică, de ce nu? Așa, ia să vedem. Hai să mai căutăm, nu știu dacă am teleport la vreun munte anume, dacă aș fi avut teleport la un munte anume, chiar aș fi vrut să mor, că not a bad... view from here. Dar mă rog, nu trebuie, adică înțelegeți voi. Dar ideea e că se vede destul de mișto de aici. De ce nu? Și acolo un răsărit foarte mișto sau apus, ce vreți voi să fie. În schimb, mașina urcă exemplar, frate. Exemplar, uite cum se descurcă. Zici că nu e adevărat. Și bineînțeles, nelipsitul sunet de plăcuțe de frână sau ia. Se aude. Hai să alegem un munte. Vreau. Avem ăsta din față sau ăla din spate. Ideea e că le vezi foarte aproape când ești aici, dar mai ai o grămadă până ajungi la ele. Așa, hai să vedem. Hai să ne uităm din first person. Chiar vreau să văd cum se vede. O adevărată aventură, după cum spuneam. Dar nu știu, parcă mă simt așa că sunt la munte. M-au luat așa, știi? Adică e atmosfera aia mișto. Dublu, triplu șurub din nou în aer. De ce nu? Așa, mă, frate. Și am și coborât aici să fie bine. Apropo de asta, dacă v-ați uitat până în momentul ăsta și ați fost captați de ceea ce am făcut eu aici, să știți că aveți Instagramul meu în descriere, puteți să-mi dați și mie un follow, v-aș fi recunoscător. Poate și un like și încerc să dau și un follow back cât pot bine. Mulțumesc pentru înțelegere. Ăștia nu știu ce fac aici, sunt băștinași sau ceva de genul. Vreau să ajung pe muntele Athos, să mă rog la Cristoșelu.
dar înainte trebuie să dau într-un copac, 2-3. Este ok, este o mașină care este proiectată să reziste, să reziste, să reziste, să reziste. Așa că hai să încercăm... Doamne, cât de frumos se vede jur, că îmi place la nebunie cum se văd modurile astea și cum se adaptează tot ce înseamnă mod în sine. Hai să încercăm să urcăm acolo. Chiar sunt curios ce se poate întâmpla. În cel mai rău caz, nu urcă. În cel mai bun caz, urcă. Mamă, dar ce se... Nu știu, mașină compactă. Bine, și în realitate e la fel, dar vreau să zic așa ca și idee că... Stai că am aprins luminile, că era groasă. Sper să nu fie apă aici. Uite, aici, între drumuri, cred că este apă. Doamne, cât de frumos se vede. Jur că îmi plac extrem de mult modurile astea. Și, sincer, prefer să mă joc așa. Hai că încercăm o schemă. Deci trebuie să vin mai tare, să trec pe malul celălalt. Încerc să fac stunturi ca în GTA Vice City, știi? Și ideea e că nu cred că o să reușesc, n-am prins viteză suficient de mare. Ba da, dacă și urc aici sunt șmecher. Am înțeles. Stai să ne gândim bine ce mișcare trebuie să facem aici, că e groasă. Dar eu vreau să ies cu Sandero din apă, mă. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Nu, o să-i moară motorul aici, nu mai are rost machinii. Da, ce să zic, o mașină compactă de-a dreptul. Dar vreau să urc sus acolo, să spawnăm una nouă și mai avem și Duster-ul și Logan, nu uitați de chestia asta. Și o să le testăm și pe alea, de ce nu? Hai să luăm vehicle spawn, blista, scuze, am emoții. Uite-l pe ăsta, bă, ești prost, bă, ești prost, m-a omorât. Nu știu ce era, sincer, tigru, leu, what the fuck, bă, mă, las. Ha. Bă, mă, lași, doamne, nu cred, adică gen, am văzut că venea așa spre mine, dar am zis, mă, na, mă rog, tristuș, ce să zic, mă rog, tristuț, ideea e că m-am speriat puțin așa, zic, mă, ce doamne, iar mă vrea ăsta. Suntem din nou la volanul unui Sandero foarte puternic, scoate și unei, nu știu, ideea e că înainte puteai să pești pe F4 să-ți dispară, uai, de viață, mi se pare că merge greu, putea să apeși pe F4 să dispară toate meniurile de la trainerul ăsta, să zic, știi? Dar acum am văzut că apeși nu prea ți le mai scoate, adică trebuie să apeși escape de câteva ori bune pentru a reuși să scoți, știi? O să caut, trebuie să găsesc neapărat un mod din ăsta de point of view. Aici avem apă, foarte multă apă și n-are rost să încerc cu mașina pentru că nu o să ajung pe celălalt. Hai, totuși. Eu uite, puște cele mașini abandonate pe aici. Se pare că mă cum partea cealaltă, mă apropie așa gen de cele două țărmuri, știi ce zic? Și s-ar putea să fie avantajos oricum. Mamă, dublutul e pușu. Uite-mă, din asta mă omoră pe mine? Nu. Pare rău. Nu prea știu ce să zic. Hai să încercăm aici un stunt, dacă e. De fapt, n-ai ce stunt, că te-ai dus aici. Și aici am murit motorul. Am înțeles. Ești nici nu la suprafață, dacă e. Zic. Sau, de ce nu? Mai bine, nu. Ia stai, dacă mă lasă să mă urc în mașină exact când sunt la... fund aici, chiar e ceva. Mă rog, pentru că este o mașină super tare, chiar rezistă, n-a luat foc, nu nimic, este rezistentă în orice punct de vedere, adică, de ce nu? Hai să încerc să ies aici totuși. Văd că totuși rezistă, este proiectat să reziste până și caracterul din joc, de ce nu? Să ne apropiem aici de țărm, dacă pot să zic, că după oricum o să cam rămân fără resurse, dacă pot să zic așa. Ok, hai să... Așa, hai să mergem să încercăm să ne urcăm în asta. Așa, not bad. Ne urcăm și noi la volan. Mamă, uite, știu, e seaburi din mine, ești nebun. Ești nebun. Și hai să vedem. Nu pot să dau din first person aici, nu pot, cred. N-avei cum să ajungi sub nicio formă. N-avei cum să ajungi cu mașina la celălalt. Da, uite, cu mașina celălalt țărm. Și mi se pare super mișto vremea în sine. Adică și cu soare și cu... Na, mă rog, înțelegeți voi. Și am ajuns aici la cabana asta sau ceva de genul. Mamă, deja parcă m-au luat așa niște fiori, știi, parcă, na. Mă rog, nu mai contează, hai să sărim aici și hai să vedem, mă rog, aici stătea cineva la pește, cred. Și acum, cred că știți ce urmează, nu? Dacă nu știți, o să vedeți. Mamă, uite ce abur este din mine, arde un flăcăr pentru tine, să te simți în comentarii. Man. Așa, bun. Blista. Dar nu știu ce de prima dată. Culoarea asta chiar îmi place. Adică gen, se asortează cu, știi? Așa. Hai să vedem, mă, băieți. Acum. Deci o să plecăm de aici, de pe jos. Normal, deci orice viteză ai avea,
într-un copac te oprești la un moment dat, adică faci ce faci, dar în copac tot te oprești. Uite cât de, mamă, uite cât de sus e. Nu știu ce să zic. A, uite, avem un drum care teoretic ar trebui să ne ajute. Sincer, vreau să fac clipul ăsta mai scurt, dar dacă tu ne-am dat la vorbă și la teste și la alte cele, hai să încercăm totuși să ducem la bun sfârșit misiunea noastră și să urcăm pe acest munte. Ok. Și nu știu ce am observat în foarte multe jocuri, că anumite mașini, dacă nu urcă cu fața, urcă cu spatele. Indiferent de ce tracțiune au. Nu o să urce. Nu, no, păi da, să vede după cum urcă pe aici, cred eu. Sau să mă surprindă totuși, dar aici e cam nasol că e pe versant, așa dacă pot să zic, și e cam nasol. Hai să încercăm totuși. A, se vede că se chinuie deja de aici. Dacă a reușit să trec aici de valul ăsta, chiar e ceva, dar nu o să trec. Hai să încerc, nu știu pe unde să încerc, că este drumul ăla acolo, dar drumul ăla nu o să te ducă până sus, știi, o să te ducă până la un anumit punct. No, 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 no. N-ai șanse. Hai să mai încerc să accelerez de aici. Ia dă niște semnete, dacă e așa pe lateral, s-ar putea să urce, știi, dacă nu, na, nu prea știu ce să zic. Hai să luăm așa pe lateral, ușor, ușor. Dar dă să moară deja, nu. Ideea că dacă merg pe lateral, tot mai mișcă ceva, dacă merg de-a dreptul, dă să moară, știi. Uite că aici o linie dreaptă. S-ar putea, cu puțin noroc, dacă venim lansați. Ideea că e zăpadă totuși, știi, și s-ar putea să nu ne ducă la bun sfârșit. Aba, da, uite pe aici. Dacă nu e ceva o prăpastie sau aba, da, uite, o să mă trag asta într-o parte. Ba, nu. Nu știu dacă reușesc să urc până sus, pentru că aici deja vine în urcare destul de nasoală. Și na, e întreșântă, știi, ceva de genul, merge cu ori cu întâia blană, ori cu a doua mai încet. Și aici cred că o să moară. Fix aici, frate. Fix aici te-ai găsit să nu mai urci. A, mă, că nu mă dezamăgește. Bă, niciodată nu o să vă dezamăgească, mă, oriunde v-ați duce cu el. Cu Loganul, nu te, Loganul, cu Sandero, cu ce vrei tu, nu te dezamăgește, mă, urcă. Adică, na. A, bun, aici avem chestia asta. Dacă nu o să cad aici, chiar sunt șmecher, dar mie puțin teamă că o să cad pentru că sunt handicapat și am pareză pe one hand. But, am urcat. Oh, not bad. Dacă... Deci dacă urcă și aici, dar urcă, uite. Oh, man, this is, asta chiar e o aventură, ce pot să zic. Nu, de aici nu o să mai urci. Aici moare, sigur, sigur, sigur. Dar de ce să nu facem ceva frumos la final, nu? Ne uităm, dar nu din first person, frate, că nu vezi nimic. Și acu-i acu. Vreau să văd cât prinde totuși. O să... Trebuie să vă plac asta. A, da, stai că eu n-am God mod. Deci mașina poate, adică înțelegeți unde bat. Eu pot să fiu propulsat oricând prin parbriz și o să fiu propulsat de tot, adică, înțelegi? Adică o să mor. Hai! Aș fi vrut totuși... De fapt, știi ce fac? Stai așa cum am gândit. Vreau să fac o șmecherie repede. Vehicle options. O să scot, vehicle God mod și acu iacu să vedeți cât de rezistent este sau nu. Dar asta ar fi trebuit să o fac când am plecat de sus, știi, când am coborât de sus. Dar nu e trezut nici acum. Pentru că, uite, dacă o să fac chestia asta aici... Deja și-a luat o leacă de avarie, știi? Dar mai poate, adică nu știu dacă ați observat anumite teste pe YouTube în care Sandero sau Loganul erau supuse la teste șmechere, în sensul că le rupeau în două, erau tăugite de-a dreptul, adică tabla și toate cele, în schimb motorul le mergea, adică motorul era proiectat să reziste, să reziste, să reziste. Și ia, dacă putem să intrăm și pe aici, ar fi șmecherie. Deci încă poate, de ce nu? Am greșit, ai greșit, asta e viața. Și am ajuns să... Ah, n-am eu wanted, cream că am eu wanted. Deci după câteva teste, vedeți și voi, mașina este într-o stare destul de bună, am putea spune, adică se descurcă. Și dacă ne băgăm și fleacă pe aici să ne spălăm pe picioare, ideea e că, uite, dacă stau aici atât, nu o să-i moară motorul, știi? Ia! Ce mamă naibii? Dar dacă o să stau foarte mult în apă, o să-i moară motorul, știi? Aici, de exemplu, aba nu. Și cred că reușesc să trec și pe cel, da, trec sigur pe celălalt mal. Nu știu, mă captează sincer modurile astea, să fiu sincer, chiar mă captează și... De ce nu? Dar uite, dacă am intrat aici, uite, să vezi, să vedeți dinăuntru, știi? Dar nu mai lasă să dau dinăuntru. Gata, acum am următorul cu tot. Pentru că nu se mai aude absolut nimic. Bun, cam asta ar fi video, mersi de vizionare, sper că v-a plăcut și ne vedem la următoarele episoade. Salut!